Welcome to the webinar. You have entered as an organizer and may now speak to any other organizers or panelists on the line. Bună ziua. Robert Petre este numele meu. Start broadcast button on the webinar control panel. Dacă este totul în regulă, dacă mă puteți auzi, dacă puteți vedea ecranul. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bună ziua, Robert Petre este numele meu. În primul rând am o rugăminte să-mi spuneți dacă este tot în regulă, dacă mă puteți auzi, dacă vedeți ecranul. Este în regulă? Ok. În această după-amiază, după cum v-am obișnuit, vom vorbi despre o temă aleasă în prealabil. După cum probabil observați și dumneavoastră, vom vorbi despre oscilatori. Oscilatorii, după cum știți și dumneavoastră, puteți să-i folosiți utilizând analiza tehnică în cadrul tranzacționării și, mai exact, astăzi vom vorbi despre RSI, MACD și stocastic. Putem să începem cu primul oscilator, mai exact cu RSI. Înainte să începem, țin să precizez că pe parcurs, dacă apar ceva întrebări sau doriți ulterior înregistrarea, puteți să înscrieți pe adresa de e-mail și întrebările puteți să mi le adresați în fereastra de chat. Ok, să începem în prima fază cu RSI-ul sau Relative Strength Index. Indicatorul RSI măsoară practic dinamica prețului, indicând momentele de supracumpărare sau supravânzare. Graficul RSI poate indica posibile zone de suport sau rezistență, zone încă neconfirmate de graficul instrumentului financiar. Relative Strength Index este un oscilator extrem de popular ce măsoară viteza de modificare a prețului. În cazul acestui oscilator, valoarea obținută variază de la 0 la 100. Conform lui G.W. Wilder, cel care a făcut cunoscut acest indicator, instrumentul financiar se regăsește în supracumpărare atunci când valoarea indicatorului crește peste nivelul de 70 și în supravânzare atunci când valoarea indicatorului scade sub nivel de 30. Vom vedea imediat și pe grafic un exemplu pentru a vă da seama mult mai ușor. Metoda de calcul a acestui indicator ia în considerare valorile istorice ale prețului instrumentului financiar analizat, fiind luate în calcul ultimele 14 perioade, cu toate că se folosesc și variante ale indicatorului pe baza ultimelor 9 sau 25 de perioade. De asemenea, RSI poate furniza semnale și pe baza divergențelor dintre graficul indicatorului și graficul instrumentului financiar, în aceste cazuri fiind de așteptat ca graficul instrumentului financiar să urmeze graficul indicatorului, totodată faptul că RSI marchează noi puncte de extreme, minime sau maxime în direcția trendului curent al pieței, oferă un semnal important de continuare a trendului. Graficul RSI poate fi analizat din perspectiva tehnică. Îmi scrie cineva că se aude sacadat. Este mai ok acum? Ok. După cum vă spuneam, graficul RSI poate fi analizat din perspectiva tehnică,
identificându-se formațiuni de preț, zone de suport sau rezistență, metode ce pot furniza informații cu privire la direcția viitoare a graficului oscilatorului și implicit a graficului instrumentului financiar. V-am pregătit și niște exemple pe grafic. După cum vedeți, avem un exemplu ce este peste 70, după cum vă spuneam, este în supracumpărare și sub 30 supravânzare. Ok, vom vorbi acum despre MACD, mai exact indicatorul ce se numește Moving Average Convergence Divergence. Ok. Indicatorul MACD reprezintă convergența și divergența mediilor mobile. El se formează ca diferență dintre două medii mobile, care este exprimat prin histograme, ca semnal de intrare în piață și se utilizează media mobilă a indicatorului MACD. Acesta este unul dintre cei mai cunoscuți indicatori clasici, utilizat de majoritatea traderilor și analiștilor pe piețele financiare pentru a analiza puterea de evoluție a trendului. De obicei, pentru crearea indicatorului se folosesc medii mobile exponențiale, Exponential Moving Average, cu perioade de 26 și 12, iar ca linii de semnal, media mobilă cu perioada de 9. Ca și reguli generale de utilizare a indicatorului MACD, când histogramele MACD se află mai sus de linia 0, trendul este ascendent, iar când se află mai jos, trendul este descendent. Cât timp MACD formează noi histograme pozitive mai înalte, trendul este ascendent, are potențial de continuare, la trendul descendent este situația identică. Când prețul formează un nou maxim, iar histogramele MACD sunt mai jos decât maximul anterior, se consideră că trendul ascendent pierde din putere și probabil urmează o scădere a prețului. Acest efect se numește divergența trendului de anticipare corectă a prețului viitor. Este probabilă, deoarece divergența indică potențiala schimbare de direcție a prețului. Divergența reprezintă diferența între direcția prețului și direcția indicatorului și reflectă principiul neconfirmării tendinței curente a pieței. Când maximele prețului sunt confirmate de maximele indicatorului, înseamnă că trendul este susținut de entuziasmul traderilor care așteaptă ca prețul să atingă un nou nivel maxim. Neconfirmarea înseamnă că noile vârfuri sunt atinse mai mult din inerție și din lipsa unui număr mare de vânzători care să stopeze creșterea prețului. În această situație apare momentul când tranzacțiile de cumpărare s-au efectuat și în piață au rămas puțini cumpărători. În acel moment, chiar și un volum redus de vânzări provoacă scăderea prețului deoarece sunt mai puțini cumpărători și volumele de cumpărare sunt minime. Am să vă arăt și un grafic imediat. Ok. După cum vedeți, avem intersecțiile dintre mediile mobile exponențiale care ne pot da semnal de vânzare sau de cumpărare și de schimbare a trendului.
Ok, evoluția prețurilor este condiționată de intensitatea noilor cereri de cumpărare sau vânzare. Tranzacțiile efectuate de traderii speculanți se reflectă în mișcarea prețului și trebuie știut că aceste tranzacții mai devreme sau mai târziu vor fi închise, deoarece traderii vor fixa profitul sau take profitul sau vor minimiza pierderea folosind stop loss-ul. Evident, închiderea pozițiilor deschise inițiază mișcarea în direcția opusă. Acest proces continuu al piețelor financiare se caracterizează printr-un grad diferit de intensitate, accelerează sau încetinește. Evoluția reflectată mai sus este într-o oarecare măsură arătată de indicatorul MACD. După cum vă spuneam, pe grafic veți putea vedea atunci când MACD-ul confirmă sau infirmă. După cum vedeți, atunci când linia verde este deasupra liniei roșii, atunci trendul este descrescător, iar când linia roșie este deasupra liniei verzi, trendul este crescător. Ok, în continuare vom vorbi și despre stocastic. După cum vedeți și dumneavoastră, stocastic este indicatorul care compară ultima valoare de închidere cu minimul sau maximul aferent perioadei specificate. Și este format din două drepte K și D. Oscilatorul stocastic a fost creat de George C. Lane la sfârșitul anilor 90 și urmărește relația dintre fiecare preț de închidere și cel mai recent interval cu valori minime maxime, exprimat în procente între 0 și 100%. Oscilatorul stocastic are ca parametri de intrare două numere. Unul reprezintă perioada de timp pe care se face calculul sau numărul de zile și se notează cu acest semn care practic înseamnă 100% sau la 100 și capa. Iar celălalt număr de perioade pentru filtrarea rezultatului se notează cu la 100 de. Modul de interpretare este următorul. Dacă linia aceasta, la 100 de, este deasupra lui 80%, atunci prețul este aproape de capătul superior al intervalului de observație, în timp ce o valoare sub 20% înseamnă că prețul este aproape de limita inferioară a acestui interval. Dacă indicatorul stocastic ajunge sub linia de la 20, înseamnă că avem supravânzare, iar dacă ajunge peste 80, înseamnă că avem supracumpărare. Se recomandă să se ia în considerare semnalul buy-sell, în special la părăsirea zonelor extreme, respectiv 20 și 80. Și asta deoarece prețul poate să mai crească până când trendul să se oprească. Cu toate acestea, cel mai de încredere semnal generat de stocastic este atunci când apare o divergență. Divergența dintre stocastic și preț indică scăderea intensității unei mișcări ascendente sau descendente. O divergență negativă, bearish, are loc când prețurile cresc tot mai mult, dar stocastic descrește. Acesta este un semnal de încetinire a tendinței crescătoare. O divergență pozitivă sau bullish are loc atunci când prețul scade tot mai mult, dar stocastic crește. Acesta este un semnal de tendință descrescătoare, respectiv el slăbește în intensitate.
După cum vedeți, avem și grafic pentru acest indicator și el ne dă semnal de vânzare sau de cumpărare atunci când linia roșie se intersectează cu linia verde și vedeți, atunci când avem pragul peste 80, practic atunci este un semnal de vânzare, iar când avem sub 20 este un semnal de cumpărare. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să mi le adresați. Pentru cei care doresc materialul de astăzi, respectiv prezentarea, îmi pot scrie pe robert.petre@xtb.ro. Aveți datele mele de contact. Robert.petre@xtb.ro. Îmi puteți scrie pentru a vă furniza prezentarea de astăzi. Și pentru orice întrebări legate de acești oscilatori. Bineînțeles, după cum v-am mai spus, aceste materiale pe care noi le transmitem au scop exclusiv educativ sau informativ și nu pot fi folosite și nu reprezintă sfaturi privind strategiile de tranzacționare aplicate pe conturile demo sau reale. Xtrade Brokers nu-și asumă răspunderea pentru rezultatul tranzacțiilor pe baza sau influențate de oricare din informațiile prezentate în acest material. Sunt pur și simplu informative și le puteți folosi în primă fază pe un cont demonstrativ, în cazul în care dau rezultate mulțumitoare. Ulterior le puteți folosi și pe un cont real. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă aștept și la edițiile următoare din acest program, ce se concentrează foarte mult pe oferirea acestor materiale educaționale pentru ca dumneavoastră să deveniți niște trader profitabili. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, vă doresc o după-amiază liniștită și să ne auzim cu bine. La revedere!